dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat cum se descurcă sistemul 4 iarna și în București nu prea am avut zăpadă. Așa că hai să mergem la munte, să vedem acolo dacă punem mașina în mai multe situații, cum se comportă. Până ajungem la destinație, haideți să vorbim un pic despre punctele bune și cele rele ale tracțiunii integrale. Cel mai bun lucru despre tracțiunea 4x4 este că vă oferă câteva dintre avantajele tracțiunii față sau ale tracțiunii spate, reducând în același timp punctele slabe ale fiecăruia dintre aceste modele. Avantajul numărul 1 al unui vehicul 4x4 este tracțiunea excelentă, atât pe carosabilul uscat, cât și pe vremea rea. Acesta este motivul pentru care All-Wheel Drive apelează atât la entuziastul de performanță, cât și la persoana care nu vrea să se blocheze în zăpadă. Unele sisteme 4x4 se bazează pe machete tracțiune spate, altele fiind construite în jurul unor modele tracțiune față. Variantele bazate pe tracțiune spate sunt de obicei mai orientate spre performanță, dar toate vehiculele 4x4 fac o treabă impresionantă de a echilibra dinamica de manevră, conducere în condițiile meteo nefavorabile. Ca și puncte negative, cele două mai importante ar fi greutatea și costul. Mașinile 4x4 pot cântări cu câteva sute de kilograme mai mult decât o mașină rear-wheel drive sau forward-wheel drive. Evident. Mașinile 4x4 pot cântări cu câteva sute de kilograme mai mult decât o mașină cu tracțiune spate sau față identică. Acest lucru dăunează accelerației mașinii, cel puțin, și greutatea adăugată înseamnă că mașina va folosi mai mult combustibil, mai ales dacă puterea motorului a fost mărită pentru a compensa greutatea adăugată. Sistemul 4x4, atunci când este oferit ca opțiune, de obicei mărește semnificativ prețul vehiculului la cumpărare. Și pentru că există mai multe componente, există mai multe lucruri care vor trebuie întreținute pe măsură ce autovehiculul devine mai în vârstă. Dar haideți să nu uităm cel mai important aspect pe lângă tracțiunea pe care o are mașina pentru stabilitate, și anume cauciucurile pe care le avem. O mașină dotată cu sistem 4x4, dar cu cauciucuri non-conforme, este mai periculoasă decât o mașină cu orice alt tip de tracțiune care are cauciucuri bune. Este un mit faptul că ar trebui să mergem iarna doar cu tracțiune 4x4. Iarna se poate circula cu toate cele trei tipuri de tracțiune, în cazul în care anvelopele pe care le avem pe mașină sunt conforme. Dragilor, am ajuns la Sinaia, m-am cazat la Lexus Apartments. Ca și facilități aveți parcarea mare, locația propriu-zisă, pentru că e în centrul orașului, aveți și parcul Dimitrie Ghica aproape, castelul Știrbei și cam toate punctele de interes din centrul Sinaiei. Cel mai mult mi-a plăcut că au parcarea mare și pentru mine ăsta e un aspect foarte important, când iubesc mașina. Și au un dormitor, bucătărie open space și toaletă. Desigur, pentru fumători, balcon. E chiar vis-a-vis de hotelul Rina. Am auzit de locația asta de la prieteni și am intrat pe Booking să verific și mi-a plăcut din ce am văzut, așa că am ales să vin aici. Acum că știu că mașina e regulă, pot să stau un pic să mă relaxez și apoi mai filmez când ajungem cu mașina ori pe munte, ori undeva cu zăpadă, ori cu nămol, să vedem cum se descurcă sistemul 4 torsen pe ele. Deși vremea n-a ținut în totalitate cu mine, am reușit totuși să găsim câteva porțiuni cu zăpadă, ca să-mi fac o idee cât de cât despre sistemul 4 torsen, pe care știți că foarte multă lume îl laudă. Și am tras următoarele concluzii. În primul rând, și pe urcare și pe coborâre, așa cum se poate vedea în videoclip, mașina n-a dat nici cel mai mic semn că ar vrea să rupă aderența. Asta m-a uimit destul de mult, având în vedere că am dus-o foarte aproape de extrem. Următoarea concluzie ar fi de fapt mai mult o validare a faptului că mașinile cu 4x4, atunci când rup aderența, pleacă foarte în larg, adică ai nevoie de foarte mult spațiu să te învârți cu mașina. Pur și simplu, atunci când rupi aderența, rupi cu toate cele patru roți, e logic, nu ai doar față sau doar spate. Și cred că toți știți că cel mai ușor rupe aderența cu tracțiunea spate, că e mai ușor de controlat. E și cea mai periculoasă tracțiune, tracțiunea spate, pentru că mulți zic că e foarte ușor să rupe aderența și ți-e greu să o retresezi. Dragilor, am ajuns la cota 1400 și acum o să urcăm mașina pe unde putem ca să probăm sistemul 4 torsen.
Da, după cum ați văzut, nu urcă. Bine, e o rampă aici de 45 de grade, 50 de grade, cam așa. Mașina n-a putut să urce, în schimb am învârtit-o puțin. Mai căutăm. Ok, ca să fie mai clar, aici am încercat să urcăm. Nu știu dacă se vede pe filmare cât de abrupt e, dar e destul de abrupt. Adică și urcând pe jos îți alunecă foarte rău picioarele. Asta-i. Continuăm. După cum știe toată lumea, sistemul 4x4 are nevoie de foarte mult loc ca să te învârți cu mașina. Noi ca la tracțiune spate, unde fuge mult mai ușor, în schimb te poți juca cât de cât așa, dacă dorești. Cu SP-ul scos, cam asta e maximul din ce am putut să fac cu ea. Aderența s-a rupt foarte greu. Aici unde am vârtit-o acum e gheață, e zăpadă puțin deasupra și dedesubt e gheață și chiar și cu SP-ul dezactivat de tot, deci nu la jumătate, mașina s-a ținut foarte, foarte, foarte bine. N-am avut probleme nici când a nins în București, cred că știți că au fost doar 2 zile de nisoare și m-a surprins plăcut. Mașina am luat-o pentru stabilitate și chiar nu m-a dezamăgit. În schimb, după cum v-am spus, urmează să iau un E39, tot benzină, care știți și voi că are tracțiunea spate. Cam asta a fost pentru astăzi. Eu vă mulțumesc de suflet că m-ați urmărit. Nu uitați să dați un like și un share acestui videoclip dacă v-a plăcut și să lăsați un comentariu cu ce nelămuriri aveți în legătură cu mașinuța, locul unde am fost cazată sau orice doriți voi. V-am pupat! Pa!